la lucruri, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru sunteți alături la acest foarte important eveniment și încă vreau să mulțumesc muzeului pentru găzduirea la această sală, doamnei muzeograf Ana Torescu și toți cei care m-au ajutat și au fost alături de mine la, la această expoziție. Și să ne bucurăm să vedem aceste tablouri la un băhăreal de vin și... Și nu întâmplător astăzi, ca să îl susțină pe artist, este artista artistului, mama domniei sale, prezentă aici și în, și în tură și, așa cum o vedeți, alături de noi în acest eveniment deosebit, o mamă fericită care își vede fiul fericit. Da, și eu încă două câteva cuvinte vreau să mai spun legătură. Am aici un portretul fostei mele, profesor de artă, când am anii care am petrecut la Brașov și vreau să zic că când mergeam de multe ori în Dumnezeu, mă mai întâlneam și îmi spunea că ce mai fac, mai lucrez, mai pictez, expun, mă expun și cu amărăciune îi spuneam că lucrez, dar mai puțin, de expus nu prea expun. Nu contează, lucrează, muncește și atunci o să fie bine. Și eu la îndemnă, eu tot am continuat tot să lucrez, tot să mai adun acolo lucrări. Și acum dumneavoastră o să vedeți dacă sunt lucrări bune, dacă sunt rele, sunt și vechi, sunt și mai noi. Și vă mulțumesc pentru atenție și... Această expoziție poate...